Mugul Isărescu a reușit să demonstreze și a făcut-o de mai multe ori că poate face echipă foarte bună chiar și cu cei care au venit de la PSD. Sunt nenumărați lideri, foști membri marcanți ai PSD-ului, care în momentul de față sunt membri ai Consiliului de Administrație ai PNR-ului. Da. Nu vom da nume. Ori, în momentul în care oamenii aceia au ajuns în Consiliul de Administrație al PNR, fiindcă legea permite ca partidele parlamentare să-și trimite reprezentanți, inclusiv în Consiliul de Administrație al PNR, nu numai în alte instituții. Echipa pe care a construit-o, chiar și cu asemenea oameni, atenție, totuși bine pregătiți economic, da, cu toții, a funcționat ca un întreg. Credeți că va reuși să facă lucrul ăsta, chiar dacă și cu Viorica Vasilica Dăncilă, chiar dacă doamna Dăncilă nu face parte din Consiliul de Administrație, ci e doar un consilier? Da, domnule, sunt foarte sigur. Deci nu se va întâmpla nimic. Atâta doar că domnia sa, mă refer la doamna Dăncilă, fost prim-ministru, va încasa niște bani degeaba, pentru că ea nu va face absolut nimic. De-aia vă spuneam mai devreme. Cu ce ai putea să-l consiliezi tu, doamna Dăncilă, pe domnul Mugur Isărescu? Pe bune, despre ce vorbim? Poate, nu știu, să-l învețe să gătească vreo mâncare tradițional teleormăneană, pe care să o asorteze cu vinurile tradițional muntenești. Da? Din zona Olteniei, pe da, care le are eventual Mugur Isărescu. Aici exact am avea o mică problemă în cazul ăsta, fiindcă, iată, ar fi niște bani care s-ar duce, ar acoperi nimic. O non-muncă. Da, nu. Pierderea este mult prea mică. Și dacă cu atât... Fiindcă nu e singura, nu? Și atunci ne-am obișnuit sunt atâția în jurul... Adică, haideți să fim serioși. Dacă ajungem să... Pe noi ne-a intrigat și ne-a scos din sărite, de fapt și de drept, aspectul în sine. Principiul pe care l-a enunțat domnul Vasilescu în momentul în care justifică de ce ajungi să ai un astfel de consilier. Asta a deranjat pe toată lumea. Pentru că este vădit clar că nu avea cum să evidențieze niște calități profesionale, intelectuale, eu știu, nu știu. A făcut niște studii de economie verde la viața ei dânsa, studii în sensul în care cercetare în acest domeniu, și a descoperit fabricarea apei din aer. Nimic, nu știu, ceva de genul ăsta. Dom'le, era clar, n-a putut să pună în toată discuția aia măcar o competență distinctivă a doamnei Dăncilă, care ar fi meritat să fie menționată pentru a ajunge să fie consilierul guvernatorului Băncii Naționale. Și cu toate astea, angajarea s-a produs. Se pare că domnia sa, totuși, avea nevoie, așa cum domnul Vasilescu a spus, de un deschizător de uși. Da. Pentru că dânsa așa asta a fost un care mi-a plăcut și mie. Și caracterizată. Dumnezeu este un bun deschizător de uși. Știe cum să o facă. Uite, domnule, deci, limba asta română e spectaculoasă. Deschizător de uși. Da. Nici nu vreau să mă gândesc la ce fel de scenarii ne trec fiecăruia prin minte atunci când auzim acești termeni, deschizător de uși. S-o cocoșea viața femeie. Păi nu, i-o saluta pe ea în nu știu ce limbă. Nu, 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 nu la asta se referă, ci la faptul că știe cum se face acest lucru în zona europeană. Pentru că... Iar Mugur Isărescu nu știe. Mugur Isărescu e mult deasupra celor care trebuie, a căror ușă trebuie deschisă, probabil, și a zis, băi, trebuie să discutăm de la alt nivel. Da, da. Ideea este așa. România urmează să intre în zona euro, da, să treacă la moneda euro în curândul foarte apropiat. Asta e tot o declarație în voință, dar nu avem nimic. Și-au asumat-o. Chiar da, am depășit toate termenele pe care ni le-am asumat, pe care le-am anunțat, nu, că nu ne-am asumat nimic. Da. Ultimul, cred că era 2026, dacă nu mă înșală memoria. Și trebuie spus că nu am reușit până în clipa de față să mergem pe pașii pe care trebuie să mergem. Fiindcă există un fel de antecameră a intrării, a adoptării monedei euro, care are niște criterii foarte clare și pe care nu le îndeplinim de fapt.